Da, bună ziua, bună v-am găsit la un episod de seriuța noastră cu Car Parking Multiplayer. Da, astăzi mi-am luat și eu o mașinuță nouă. O să alegeți voi, Nissan sau Skyline? Că nu prea mă place, că eu zic că e Skyline. Nu, zic că e Nissanul. Mi-am luat Nissan, bă băieți, bă. E mai vechiuț, are, bine, na, eu l-am luat nou, dar gen, zic așa, după joc, e puțin ca vechiuț. Și azi o să mă duc acolo să la Mac, mi-am făcut eu business de mult și business-ul ăsta mi-a zis că am niște bani să iau acum. $4,383. O să lăsăm și în descriere. Știu, voi vreați să continui seria cu BMW-ul M5 abandonat. O să vă zic și de ce n-am putut să fac asta. M5-ul era... Nu era M5, era seria 5. Era gol, era nimic în el. Și încă este la mecanic până acum. Și când o să vină rul nostru, Viti, acolo așa din Brașov, o să vină el, o să mergem la Mâhghii, am Hii Gaming, aveți canalul lui în descriere. O să-l zic eu în descriere acolo, așa. Da? Mai aveți... o să aveți și niște poze cu mașina. Deci, acum, haideți să mergem să-i prezentăm mașina lui Radu, că nici nu știe. Bă, nici nu știe ce mașină m-am luat la. Tataie nici nu e aici. S-a dus și el pe vacanță. Vreo o lună de zile s-a dus pe vacanță. Gen, luna aia următoare o să-l vedeți și pe el. Îmi place de mașina asta că nu prea, nu face chiar atât de multe de drifturi, dar face puține și poți să le controlezi. Asta îmi place, știți. Rămân așa că trebuie mă de acolo. Așa. Bă, uite, bă, vin o să-ți arunc mașina. A, da. Mașina asta o vezi din filmele trecute. Da. I-am prezentat mașina acum. Ia să duci și el să vadă. A zis, wow. Nici acum nu v-am zis prețul, acum v-am zis prețul care am dat pe mașina asta, 540.000. V-am mințit, nu era 5 km. Am încercat să fac video, doar că după m-a dat afară jocul de la Mobizen și de astea și îi fac chiar. Da? A zis, hai să... Așa.
Așa, bine, bine. Așa. Mașina ta cred că are două locuri. Să-mi bag picior. Nu are ea ca e motul. E motul ăla. Dacă dau scaunele așa, e 5 locuri. Dar o să-mi iau și o mașină de off-road cu cam 8 locuri. Da. Oho! Mașina, cum vedeți, e înscrisă de la Mohii. Am și uitat povestea și fete. Și noi să trebuiască acum să ne ducem la noua noastră casă. Deci nu v-am prezentat-o. Să prezentăm. Eu am vrut să o aduc cu tractare, doar că am zis dacă tot are numerele ce poate să se întâmple. Nu mai mare chestie. Mai că are numerele, e bine. Vedeți? Unul l-are făcut. Merg cu limitator, că nu vreau să stau mașina din primarie. Vreau să-i punem display de la touchscreen. Cum se zice? Eu am crezut acolo, am greșit strada, o uite și fete, ce a spus mea? Eu n-am mai stat pe aici așa, prima dată când stau aici așa. Top speed. Nu asta. A doua, aici. Bă, dar care era, bă? Care era? Că nici nu știu care era. Nu fie asta de aici, ce are în față. Poate o fi. Atunci hai de așa că-i dau, dau. Da, bă, asta e, bă. Dăm semnalizator. Da, bă, și vede că atât a fost și cu episodul de azi. Sper că v-a plăcut, să nu uitați să dați și voi un like, un share și un subscribe. Eu am fost Pericol 14 și v-am revenit în alt episod.